Târgul de joburi pentru absolvenți menține trendul, așa că și în acest an a fost organizată Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți de către Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova. Încă de la primele ore ale dimineții, zeci de tineri s-au grăbit să participe la eveniment, în speranța că vor găsi un loc de muncă bine plătit și conform pregătirilor. Acest eveniment se adresează tuturor absolvenților interesați să cunoască mai bine piața muncii, oferta locurilor de muncă vacante și, bineînțeles, să-și găsească și un loc de muncă conform pregătirilor profesionale. De asemenea, se adresează și agenților economici care au posibilitatea să recruteze forță de muncă în mod direct, fără intermediari. Orice și în calificarea care o am, un operator PC sau manipulant marfă. Și dacă nu găsești în domeniile astea, accepti orice altă orice, sursă. Numai ca să pot găsi un loc de muncă, pentru că în ziua de azi greu să găsești un loc de muncă. De când cauți? Caut de un an de zile și nu reușesc să mă angajez pe nicăieri. Peste tot pe unde mă duc, cer experiență în domeniile care au nevoie și dacă nu ai experiență, nu te angajează. Ai accepta o slujbă pe orice salariu sau? Nu. Adică nu m-ar interesa o slujbă pe un salariu mic, pentru că nu ai cu ce să te întreții. Mai degrabă specializări care nu sunt de domeniul meu. Am făcut o facultate în finanțe bănci, dar nu știu dacă am pe domeniul meu șanse acum. Să încerc ceva mai slab, deocamdată. Ar fi bun și 1000 de ron. Niciun caz minimul mai, de... mai mic nu. Da. Prefer să mai aștept când apare ceva. Da, păi imposibil. Ceva așa cât acolo am un salariu mai rezonabil, da. Unii dintre angajatori au fost pregătiți astăzi să primească și persoane care nu au experiență. Candidatul ideal să se descurce, să fie ok ca persoană. Deci ați acceptat și un absolvent, să înțeleg? Normal, da. Am avut mulți absolvenți care s-au descurcat, au învățat pe parcurs. Sunt două posturi de inginer TCM, prelucrări pinașchiere, un post pentru un tânăr absolvent și un post pentru un absolvent care să aibă o vechime de 10-15 ani. Din păcate, până în acest moment, nu s-a pliat nimic pe această zonă. Deși bursa locurilor de muncă a fost destinată absolvenților, au fost prezente și persoane mai în vârstă. Și dacă tinerii caută un loc de muncă mai bine plătit, cei trecuți de 40 de ani acceptă și minimul pe economie. Eu am șanse mari, dar nu sunt locuri de muncă. Contează și vârsta? Păi dacă e în funcție de experiență și vârstă, totul se corelează. Ați accepta o slujbă pe orice salariu sau... Da. Orice salariu, pe ce să vine iarna, vine, vă dați seama. La bursa locurilor de muncă de astăzi au participat peste 20 de angajatori care au oferit aproximativ 500 de joburi.